Salutare, ce faceți? Uite, am să vă zic ceva. Stăteam așa acasă liniștit și căutam pe internet. Mă uitam despre fotografii vechi, cărți sau eu știu ce. Eram curios așa să văd ce găsesc. Și am găsit un ceas, un temporizator drăguț pentru camera obscură, pentru că vreau să-mi fac o cameră obscură pentru a developa pozele. Și am găsit acel ceas și când mă uit cronometru, temporizator, când mă uit pe anunț, văd că e din Timișoara, dau și sun, când sun, băiatul acela zice că el e în Flavia, adică în piața de vechituri din Timișoara. Și așa că acum e ora 1 fără un sfert și eu trag o fugă până în piața de vechituri să cumpăr acel cronometru. Deci, vedeți ce coincidență, piața mă cheamă la ea, nu mă lasă. Da, din păcate nu o să filmez pentru că am fost în grabă și nu am găsit camera GoPro, nu știu unde am pus-o. Dar dacă găsesc ceva interesant o să vă arăt și vouă. Și da, poate o să filmez puțin cu telefonul. Să vedem acum. Da, ne vedem. Okay. Da. Da. Și astea eu mai mult dacă au filme în ele. Uite, ăsta are, dar nu vreau să îl deschid. Și ăsta văd că are. Ăsta numai dacă da, trebuie desfiletat de acolo. Are. Asta nu se vede. Nu se vede în el. Vă că nu are nicio fereastră, nimica. Da. Nu mă dacă cum iese. Are unul, da. Eu știu. Nu îl țin prea mult deschis. Da, păi pozițiile alea probabil s-or fi dus, da. Da. Ce prețuri le dai pe astea? Deci, da. Bine, le iau și pe astea 3 și atunci și cu ăla 3? 4? 3, că ăsta nu are. Da, și dacă nu are, am zis că nu iau, că vreau să văd, poate mai găsesc și ceva poze, cine știe ale cui ori fi fost. Da. Și da, e interesant să găsești, știi? Ceva nu într-un ele. Da. Astea 3? Ăsta nu. Astea 3, da. Asta e pusa lui. Na, bine. Dumneavoastră sunteți aici. Da, spuneți, vă rog. La ce preț aveți aparatele astea? Depinde, diferite prețuri, domnul. Mă uit și vă rog. Vă întreb. Uitați-vă. De care vă trebuie? Uitați-vă. 15 lei. Mă chema să beau și un suc cu el, că i-am dat 50 de lei și a spus că nu-mi trebuie. Aparat din ea. La cât dați ăsta? 30 de lei am cerut pe el. Și nu mai lăsați. Cât ar fi bine pentru dumneavoastră, domnul? 20 de lei. Mai iau. Hai să facem la 10 lei la jumate, 25, ok. Dar momentul nu prea. Mai iau unul. Păi ce faceți? Vreți să mă sărăciți acolo? A, nu, că nu 2 la 25. Să iau 2, să mai lăsați, că iau 2. Ăsta cât e? 25 de lei nu mi se pare mult ăla. Ia, ce vrei să mă iei? Hai că pur aici, să văd. Separat nu le dau. Tu lucrezi cu pitineaua. Te pitinești tot. Fotograf care vin la mine, să știi? Bă, cred că... Acum văd că... Da, care-s pasionați de fotografie
ați interesat și de fotografia veche. Zici la un moment dat, bă, că am telefonul, că fac fotografii cu telefon. Nu e așa, când scoți o fotografie, că pui, uite, am fost la un târg de ăsta anual, la mine pe acolo, prin Moltenia, și am făcut o fotografie acum vreo 15 ani. Și o am și acum în vitrină, frate. Pusă, da. Ramă, frumoasă, tot ce vrei. Și făcută de unul din Bâlci, de acolo, știi? Din... De unde la noi, știi? Și super faine, îți aduce aminte. Pozele sunt niște amintiri care trebuie să le păstrezi. Așa e. Așa e. Eu am acasă, cred că am 15, minim 15 albume de fotografie. Da, nu știu, nu prea face lumea, face, dar pe telefon fac 100.000 de poze. Deci fotografii vorbim. Deci vorbim de fotografii. Așa da, nu, le țin tot așa digitale, nu le mai scot. Și video și ăsta, nu, păi ce? Și vin telefon sau ți-l fură unul și ai terminat cu toate fotografiile. Îl expăm un metru de ăla de... faci diafragma, știi? Să-și închide ăla, șmecher ăla. Pe ăsta la cât îl dați? La cer 50 de lei pe el. 50, pe internet sunt 30 exponometrele. Uite-te-le. Hai, 30, hai, bagă, dar nu așa ceva. Uite-te cutia la el, uite ăsta de piele. Da, sunt. Cățișorul. Nu e așa. Nu vă mint, să știți, dacă eu vreți, intrăm și vedem. Eu vă cred. Eu mai mă uit pe net eu și... Eu cred, dar eu am văzut că na. Ce ăsta e drăguț? Ăla nu e de vânzare, domnul. Nu? Nu. A, de, la ce vă uitați? A, la ăla. Am cerut 300 de lei pe el. Mă scuzați. Am crezut că vă uitați la radio meu. Radio nu vi-l dă vânt. Dar nu știu ce Dumnezeu sunt lopele astea. Proximetru. Da, da. E un dulăpior de bijuterii, să știți. Și nu știu ce dracu sunt ăștia. A, baterii, mă, uite. De foto. Rupele astea, nu știu ce. Păi vezi că scrie pe ele, nu știu ce dacă scrie pe ele, ia vezi. Nu, impregnant aici. De la ACFA. Și uite scrie, da, aia e adresa. Distanță, dar nu, e distanță, scrie distanță, 150 cm. Da, de metri. 50, da. 33, dar nu știu ce înseamnă aia. Eu nici eu nu știu. Ia uite, bă, ce mi-au făcut cu ăsta. Ăla e? Ce e ăla? De la de pui în capătul la ăsta, știi? La... Da, da, da. La ăsta. La obiectiv. Ia uite aici. Dar la ăsta nu merge. Ce bliț mare. Da, da, e adevărat. La care ai studio, îți trebuie niște fire șmechere, știi? Dumneavoastră, la cât timp aduceți marfă? Nu tot timpul găsesc aparate, mă înțelegi? Eu când văd, eu aduc aparate, deci, că, na, mie și îmi plac. Eu mai am aparate. Vezi că mai am și acolo în cutia aia. Uite. Mă, uite, imediat să termin cu ce e aici. Când mă duc să văd și acolo ce aveți. Că iau eu aici, la umbră. Ca să nu știi să nu mai stai în soare. Ia radio. Uite, și iar unul este un metru. Asta e puțin mai mare ca altul. Că mă uit așa, după aia o să las eu telefonul jos. Și... discutăm. Tot așa e, tot exponometru, uite ăla. Asta e de Polaroid? Eu, da. De Polaroid. Polaroid. Polaroid? Da. Asta e de la discuție de la vechi. Uite, ăsta e mare. Ah, da. Asta la cât îl dați? Pentru tine, că văd că ești priceput la 100 de lei. Cer 200 de lei, să știi. Și uite-te pe exponometru. Asta, să vezi ce mișto vede. Știu că... Dar n-ai filme, n-ai cutie de aia de filme, știi? Am cutie de filme și mai șmechea. Să mă întrebați dacă vă interesați ceva, vă rog. Sper să ne înțelegem cu prețurile. Că nu vreau să dau nici foarte mult. Să nu credeți că eu le iau de gratis. Vă cred, numai că... Prin
5 de valoare, nu e problemă. Eu am venit în piață că am zis că iau mai ieftin, că așa pe internet e plin de ele. Știu, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa, că hai că să spun. Tu te duci și îți cumperi pe internet, îți trimite ăla și vezi că nu mergea. Da, că... bun. Așa tu măcar îi pipăi cu mâna ta și știi. Știu, da, dar mă duc și mă întâlnesc cu ei. A, e din Timișoara. Sunt și... Nu, nu. Ăsta este cronometru. Am venit până la mașină să aduc, să mai las ce am cumpărat. Bă, că mai este lume. Două fără un sfert, au zis că stau până la 3. Mai mă duc un pic așa la o plimbare, dacă tot am plătit parcarea. Și ne vedem acasă să vă arăt ce am luat. Orice găsiți la 2 lei. Orice, orice. Dați vă rog aici. Ăla de acolo cu ale așa. Vă mulțumesc. Fraților, jackpot. Ia uitați ce am aici, o geantă plină, plină ochi. Dedea filme, diapozitive și poze și desene animate de prin anii 70. 50 de lei toată geanta. Vai, abia aștept să ajung acasă să mă uit să văd ce sunt pe ele.